aceeași persoană, atunci când vrea ajutor, este extrem de umilă și aceeași persoană, când îi se cere ajutorul, devine dintr-o dată... De unde vine asta, părinte profesor? Părinte Vasile, nu știu de unde vine. Adică e, dacă aș zice că este o trăsătură generală umană, ar fi foarte trist, nu? Acum, ca să ne găsim nouă justificare și să zicem că există totuși o explicație, o scuză pentru această atitudine, este că dacă vine cineva la tine și îți cere ajutorul, tu îi oferi ajutorul, dar vrei să și învețe ceva de la tine, și anume să-l pui să lucreze. Acum, trist este în mintea mea exemplul acelei doamne care venea la noi la biserică. Ani în șir a venit și am ajutat-o în fiecare duminică aproape din partea bisericii noastre și noi și oameni dumneavoastră. Și știți ce am făcut? Am rugat-o ca în schimbul acestei mici sume de bani să dea cu mătura în biserică și pe lângă biserică în fiecare, după fiecare slujbă. N-am mai venit din următoarea duminică. Sunt uluit că n-am mai văzut-o. Sunt uluit. Nu-mi explic de ce a dispărut. Doar nu i-am cerut mare lucru, zic eu. Poate că acest fapt este firesc. Dar mă gândesc că diferența asta e dată uneori de mândria noastră. Poate că mândrie. Este noi, ontologii, și parcă și o mândrie atunci când, da. Când cere ajutorul, da. te umilește, te simți merit, că ai nevoie de ajutor, da. Și în momentul în care tu ești pus în fața acestui fapt, devii tu superior, o autoritate, da. Cumva. Da. Mă gândesc că asta poate fi mândria, poate. Pentru că aici e cuiul tuturor relelor. Cred că da. Pentru că aici mă gândesc la faptul că bucuria acestei zile, acestui slăbănoc vindecat, da. Este și smerenia și demnitatea lui, care a spus lui Iisus, n-am om. Aș vrea, dar n-am om. Da. Și a lui Iisus, care nu a epatat cu asta, uite, eu te voi vindeca. Da. Doar l-a întrebat smerit. Da. Și parcă, în contrast, mândria unui alt om, poate, dacă l-ar fi ajutat altcineva... Da, da, da. Păi da, dați-vă seama că eu n-am mai avut timp să spun, dar dumneavoastră, iubiți frați, ați fost atenți la textul Evangheliei, Mântuitorul l-a vindecat, după care a dispărut, nu l-a între mai văzut omul, nu mai știa de unde să-l ia. În anonimat, da. S-a dus în anonimat. Și pentru că lipsea ceva, și anume lipsea acest detaliu, legătura dintre păcat și boală, încă o dată spun, nu e obligatoriu păcatul să dea boala, nu e obligatoriu ca boala să fie consecința păcatului. Dar în cazul nostru, se pare că așa era. Și Mântuitorul nu l-a lăsat fără acest sfat, doar că l-a căutat mai târziu în mulțime. Tot el, Mântuitorul, se dă după lume și ajunge lângă el și îi șoptește. Ai grijă. Trebuie să ai grijă la un detaliu. Și iar s-a făcut nevăzut. Mântuitorul cel discret. Da, e uimitor. Da, Dumnezeul nostru cel discret. Da. Dar ce frumos este că nu-l lasă fără acest atât de prețios dar, da. Pentru că și nouă ni se întâmplă, de exemplu, când suntem bolnavi, suntem extrem de smeriți, extrem de spășiți. Și când ne facem sănătoși, parcă uităm. Și atunci acest cuvânt parcă ar trebui să fie în mintea fiecăruia. Ai grijă. Că dacă nu ești atent la învățătura, s-ar putea întâmpla și mai rău. Ți se poate întâmpla. E un avertisment serios. Pe care ar trebui fiecare dintre noi să-l luăm, pentru că atunci când suntem bolnavi sau când ni se întâmplă ceva neplăcut, suntem extrem de pricioși chiar. Da. Și iertați-mă că lungesc lucrul ăsta, dar probabil că ar fi bine acum să ne gândim. Unii au trecut prin criza asta. Oare se termină? Doamne! Poate că se apropie de final. Unii trec prin această criză mai bine, alții trec mai puțin bine. Vorba, nu știu cărui părinte, cel care căruia îi se pare că stă, să ia seama să nu cadă. Ai grijă cum stai. Da. Dacă ai trecut prin situația asta grea, bine, vezi că nu toată lumea a trecut bine. Da, fii un pic atent. Așa este, dacă ar trebui să fim actuali, să fim la zi, ar trebui să spunem că acest om este acel om discret care te ajută din umbră și care fără de care n-ai putea. Da. Noi avem, de exemplu, pe Mihai Urdă, fără de care noi n-am putea să postăm și să ajungem la câteva mii de oameni prin intermediul internetului, da? De exemplu, e un om, fără de care noi n-am putea face asta. Cameramanul din spate, Cristian, este un om discret care stă în spatele camerei de luat vedere, dar prin el noi ajungem la toți. Așa este. Veriga fără de care nu se poate. Da. M-a impresionat foarte mult cum a răspuns doamna aceasta. Iertați-mă, nu o să-i dau numele, sunt sigur că nici dânsa nu dorește. O bugetare, lucrează la stat.
și totuși a găsit din salariul ei să-l ajute pe acest tânăr despre care v-am povestit puțin mai devreme. Și a răspuns imediat, în câteva minute, a și luat legătura cu acel om, s-a întâlnit cu el, ceea ce a fost nemaipomenit, că e comod să transferi de pe card pe card și gata, te-ai spălat pe mâini, ai făcut o faptă bună și toată lumea este mulțumită. Dar doamna asta a vrut să se întâlnească cu el, să stea de vorbă cu el. Ce frumos! Ce frumos! Și l-a ajutat și sufletește și material. Acel om, acel om. Da, deci, de acel fapt, om. Acest om este cu O mare da. Și cu M mare. Da, deci da, om. Da, da. Și să fii om. Bunicii da. Noștri aveau cuvântul ăsta. Fii om. Exact. Până la urmă, cred că ăsta ar fi îndemnul final. Da. Să fim oameni. Într-adevăr, vrem ca alții să fie oameni cu noi. Da. Și noi suntem dezamăgiți uneori că oamenii nu se poartă parcă uneori cum trebuie. Dar poate că ar trebui ca astăzi să ne gândim ca noi să fim om pentru celălalt da. Care are nevoie de noi. Hai să ne gândim fiecare, să ne provocăm până la urmă și să-i provocăm și pe cei care ne urmăresc. Tu, cei care te uiți acum în fața unui ecran, ești om pentru cineva? Sfinția voastră ieri a fost om pentru acest tânăr. Nu, am pasat răspunderea asta nu, la nu, cineva. Da, da, a fost veriga. Nu, a fost veriga, fără de care nu s-a putut, nu? Nu o verigă. Da, dar vedeți, aici e o problemă și anume mie mi se cere asta. Nu ține de bunăvoința mea. Eu ca preot și dumneavoastră ca preot trebuie să ajutăm. Pentru că reprezentăm iubirea lui Dumnezeu pe pământ. Da, da. Și da. Mila și iubirea lui Dumnezeu pe pământ. Omul când vine la tine, se întâlnește, vrea să se întâlnească cu iubirea lui Dumnezeu și cu iertarea. Deci noi, iubirea și iertarea sunt caracteristicile fără de care nu putem să existăm ca preoți. Și probabil că de-aia ni se cere. Da, da, da. Și aș vrea totuși pentru toți cei dintre dumneavoastră care faceți binele, și pentru toți cei dintre dumneavoastră care nu reușiți să mulțumiți celui care vă face binele, să știți un lucru pe care nu-l știți, n-aveți de unde să-l știți. În Sfânta Liturghie, în proscomidie, există un anumit pasaj din rugăciunea pe care preotul o spune la proscomidiar, în care se roagă atunci când așează Sfântul Agneț pe Sfântul Disc, se roagă pentru toți cei care ne iubesc și ne ajută nouă. Și pentru toți cei care ne-au rugat să ne rugăm pentru ei și pentru toți cei care ne vor răul. Dar mai ales pentru cei care ne-au făcut binele și pentru care ne-au și care ne-au ajutat vreodată în viață, pe toți îi avem în mintea și în sufletul nostru când facem Sfânta Liturghie. În liturghie mulțumim, că asta înseamnă euharistie, recunoștință, mulțumim tuturor celor care ne-au făcut bine. Să fim mulțumitori, da. Să fim mulțumitori. Da, da, da. Dragii noștri, la final vă aducem în față din nou bucuria extraordinară a faptului că avem nădejde, nu? Să se avem audă nădejde, mai bine, avem nădejde că duminica viitoare, Doamne, vom fi împreună. Pentru noi a fost o perioadă extrem de grea, însă am încercat să fim acea verigă prin care voi să ajungeți la Dumnezeu în aproape aceleași condiții, în sensul ca să aveți trăirea aceea de unire cu Dumnezeu și din casele voastre.